Bine v-am găsit, suntem la Dosar de Politician, suntem în dezbatere, suntem în pre-campanie electorală, cunoaștem candidații, listele au fost depuse, o să vedem și scandalurile din București, acolo pe la unele sectoare se fac diverse contestații, diverse procese în justiție pentru a elimina un candidat sau altul, este o bătălie în desfășurare. Astăzi guvernul a anunțat că vor veni măștile de protecție și ele vor veni cel mai probabil pentru campania de alegeri locale pentru 27 septembrie. Este vechiul scandal de la Ministerul Sănătății. În paralel, guvernul lucrează pentru toate măsurile sanitare pentru a asigura condiții cât mai propice pentru ca alegătorii să poată vota. E o întreagă discuție, decizia a fost luată de președintele României, vor fi alegeri. Am avut săptămâni în care aceste alegeri erau puse sub semnul întrebării. La Ministerul Sănătății, după cum știți, este mega licitația pentru achiziția de măști. Vom discuta despre această licitație, vom discuta despre problemele din această licitație și despre presupusele ilegalități. Discutăm și despre scandalul politic, despre moțiunea de cenzură. De ce oare PSD-iștii au depus această moțiune tocmai în vacanța parlamentară? Există discuții subterane despre racolatul parlamentarilor din zona PSD și zona ALDE pentru a nu vota moțiunea de cenzură. Peste câteva zile Marcel Ciolacu va deveni și președintele PSD. O să vedem dacă această moțiune este una serioasă sau este una făcută pentru a ajuta pe Ciolacu să-și câștige liniștit scaunul de președinte PSD alături de, nu-i așa, profesorul Vasile Dâncu, șeful, de fapt, informal al Partidului Social Democrat. Discutăm despre politică, discutăm și despre alocații, despre pensii. Guvernul este atacat din toate părțile. Pretinde că nu sunt bani, așa cum pretinde și președintele României, însă legea este lege, iar oamenii, după 3-4 luni de probleme economice generate de pandemia coronavirus, se uită cu atenție în portofele și nu prea sunt bani, nu prea sunt locuri de muncă. Discutăm despre aceste lucruri imediat. Haideți să vedem pe prim-ministrul României, Ludovic Orban, discutând despre celebra deja licitație pentru măști. Din informațiile mele, această licitație este investigată în acest moment de procurorii DNA. Repet informația, procurorii DNA investigează această licitație de la Ministerul Sănătății. O să vedeți elemente în premieră în această seară despre cum cei de la Agenția pentru Achiziții Publice i-au ajutat pe cei de la Ministerul Sănătății să o regleze din pix, să o spunem așa. Discutăm despre peste 40 de milioane de euro, discutăm despre un om de afaceri extrem de controversat care trebuia să livreze deja de o săptămână și jumătate o parte din măștile de protecție. Aceste măști ar fi trebuit să facă parte dintr-un program național pentru a ajuta persoane defavorizate, oamenii fără bani, românii fără bani, care nu-și permit să cumpere aceste măști. Haideți să vedem detaliile și intrăm în dezbatere. Primele 13 milioane de măști din cele peste 100 de milioane ar fi trebuit să ajungă în România încă de acum aproape 2 săptămâni. Dar nu s-a întâmplat nimic, firma câștigătoare, Naguma Medical Supply, fiind ca și inexistentă până acum. Un răspuns oficial nu avem, dar Ministerul Sănătății a explicat într-un răspuns pentru jurnaliștii de la G4 Media că a somat societatea comercială care a fost declarată câștigătoare a licitației pentru achiziția celor 115 milioane de măști pentru persoanele defavorizate să respecte clauzele contractuale prevăzute în contract. Însă mai departe de somație pare că Ministerul are mâinile legate, pentru că în același contract scrie că firma câștigătoare mai are încă 15 zile de grație în cazul în care a depus garanția de bună execuție. Spunem că ministerul doar pare legat de mâini pentru că nu se știe dacă garanția în valoare de aproape 2 milioane de lei a fost sau nu depusă. Din păcate, încă de la început, contractul pentru cele 115 milioane de măști a fost blocat. După câștigarea licitației pe data de 25 iunie, semnarea contractului a fost întârziată de contestații formulate de firma Best Achiziții, dar și de Unifarm. Aceste contestații au fost respinse în urmă cu o lună pe data de 14 iulie. Cert este că persoanele defavorizate, peste 2,3 milioane la număr, au rămas fără măști. Aștept ca aceste măști să ajungă cât mai repede posibil către cele 2.300.000 de cetățeni beneficiari ai deciziei guvernamentale. Faptul că a fost contestată licitația, că au fost procedurile prelungite, se datorează, sigur, modului în care este legislația astăzi în
România. Imediat ce va fi posibil, ele vor fi achiziționate și vor fi transmise către toți beneficiarii. Cât privește firma Naguma Medical Supply, din partea acesteia au venit doar niște asigurări că totul va fi bine. Michael Topolinski, proprietarul companiei, spune că în 7 zile toată cantitatea de măști va ajunge în România. Foarte multe semne de întrebare și pe această licitație, dar și pe cum va arăta procesul electoral. Câte persoane vor intra în cabina, în sala de vot, da? Vor fi dezinfectate ștampilele de vot? Se va vota în spații închise sau în spații deschise? Se vor respecta măsurile de distanțare fizică? Da? 2 metri între fiecare persoană care vine să voteze? Toată lumea va purta măști? Cei care nu-și permit să cumpere măști o să primească aceste măști gratuite? Așa ne spune guvernul astăzi. Dar unde sunt măștile? Pentru că ele încă n-au venit. Există stocuri în altă parte, la guvern, la alte ministere, de măști care vor fi distribuite? Cum vor fi dezinfectate, nu știu, repet, ștampilele de vot? Care va fi procedura legată de, nu știu, Doamne ferește, dacă se întâmplă ca o persoană să aibă simptome din Comisia de Supraveghere a Votului? Cei care intră în respectiva incintă unde se votează. Foarte multe semne de întrebare, intrăm în dezbatere. Daniel Zamfir, senator PSD, bună seara, mulțumesc bună pentru seara. Prezență. Daniel Bucura, da. Fost jurnalist. Îți mulțumesc că mi-ai spus numele întreg, Daniel, că de atâția ani de zile de când ne cunoaștem tot cu Dan. Așa, păi, așa e. Dan e numele de scenă în buletinul de vot, acum hey, mi-asum candidat. Când o să candidat, meargă alegătorii să te voteze, să-l caute pe Daniel, găsi da. Pe Daniel Bucura, nu pe Dan Bucura. Nu mai este jurnalist.ro, este candidat.ro. .ro, da. Uite, candidat o idee bună să fac la secțiune. Să văd dacă e luat domeniul Silviu candidat.ro, cred că e luat, da. Presupun că da. Dan Bucura, bună seara, mulțumesc pentru prezență. Și domnul Marian Vanghelie, fost primar al sectorului 5, candidat la același sector. Bună seara, mulțumesc bună seara. Pentru prezență. Din partea PSD, Partidul Social Democrat, independent. Și independent. Independent. Ăla din perioada interbelică. Păi ăla din perioada interbelică, că ăștia, da. De fapt, acum PSD-ul ăsta nu mai sunt independenți. Da. Știți că atunci s-a creat acest partid independent, tocmai că fondatorul social-democrat a plecat, că a zis, suntem împotriva comuniștilor și împotriva securiștilor. Dar văd că a citit cartea de istorie. Bun, revenind la discuția asta cu licitația pentru măști, Dan, știu că ai niște informații, s-au mai rămas niște informații de pe vremea în care era jurnalist. Mi-au mai rămas niște informații și nu numai că mi-au mai rămas, dar am niște frământări legate de subiectul ăsta, pentru că de luni de zile, dar nu de 7 zile, cât ar fi trebuit să treacă de la momentul în care se angajase firma asta până să livreze mărcile, nu 7 zile, ci de luni de zile vorbim de subiectul ăsta și nu există nicio mască, o măscuță măcar, în depozitele guvernului, în depozitele Ministerului Sănătății. Și evident că sunt revoltat, Silviu, pentru că nu poți să vinzi oamenilor 2-3 luni de zile o speranță că le dai măști la săraci, că o să fie bine, că faci licitație și de 2-3 luni de zile tu să nu fii capabil ca administrație, cum o fie, ce o fie, să le livrezi măștile astea. Și atunci mă preocupă și îți mărturisesc că stau aproape la 2 zile odată și cu sursele din Ministerul Sănătății, și cu ministru, și cu oamenii care s-au ocupat de licitația asta sau sunt pe lângă și mă revolt pentru că, dragă Silviu, astăzi am auzit o spun în exclusivitate, o gogomanie incredibilă. Deci luni acum ar fi trebuit să treacă și mama termenelor de livrare și de depunerea garanției pentru firma asta Naguma a canadianului Topolinski. Așa cum știm, s-a semnat, ministerul a semnat, până la urmă cu el a semnat și contractul cadru și contractul ăla subsecvent, adică nota de comandă de achiziții. Mai rămânea ca omul respectiv să pună garanția banul jos și să înceapă livrarea celor 115 milioane cât de măști. Cât era garanția? Sincer să spun, conform contractului am senzația că era vorba de câteva milioane de lei. Nu e mică, deci vorbim de stai puțin, mare. Tu pretinzi că aduci marfă de 10 de milioane de euro, dar n-ai garanție de 2-3 milioane de euro? Păi hai să spun, ar fi cea mai mică problemă, dar măcar exista o garanție din partea statului român că au ceva în conturi. Oamenii ăștia se prevalează de ideea că sunt contestați de alții și sunt contestați de locul 2, de locul 4, de sunt contestați. De ce? Pentru că a fost făcut o licitație proastă. Noi am dezbătut lucrul ăsta, nu intru în amănunte. Dar până la urmă, contestată, necontestată, s-a ajuns la pasul ăsta. Au semnat și contract cadru, au semnat și contractul ăsta subsecvent de achiziție. De 5 de,
de 6 zile, nu știu, 7 zile n-au depus garanția și luni fiind ultimul termen, ultimul, înțeleg că oamenii de la Ministerul Sănătății i-au făcut hârtie domnului Topolinski, hârtie de reziliere. Adică, bă, am înțeles, te tot prevalesc cu avocații, că nu e hârtie de reziliere. Măi, oameni buni, vine, repet, informație din sursă zero. Informațiile mele, oamenii de la Ministerul Sănătății au aflat și ei că niște procurori au început să pună niște întrebări. Oamenii din Ministerul Sănătății au această licitație exact ca pe un cartof încins. Adică nu știu cum să o dea mai departe. Se pare că cei de acolo nu sunt parte. Hai să spunem pe românește. Cine e creierul la licitația asta? Că am înțeles că tătarul n-are amestec aici. Păi, tătarul n-a semnat nici măcar contractul. Este cumva unul Codrin Lungu? Codrin Lungu a avut o perioadă în care era implicat în tot soiul de achiziții, când indica firmelor în perioada aia de pandemie, ar fi bine să cumpărați echipamente, spitalelor le spuneam special, să cumpărați de la firma lui sau de la firma lui. Dar în povestea asta eu nu i-am văzut semnătura și am văzut toate actele. A provocat să respectăm adevărul istoric. Este un secretar de stat care, paradoxal, deși nu s-a implicat în povestea asta, a semnat în locul lui Tătaru. Adică acolo unde e ministrul Tătaru, rubrică Ministerul Sănătății, ministrul Tătaru, semnează unul pentru. Ciudat, nu? Dar dincolo de asta, bomba nu e asta. Bomba e că Ministerul Sănătății face luni hârtie de reziliere lui domnul Topolinski. El a venit cu avocați, cu toți. Și bă, nu, e prea mult, rezilie în contract. E, cine intră în jocul ăsta, deși n-avea o implicare directă? Un domn Cojoacă, Eugen Cojoacă se numește, președintele ANAP, a Autorității Naționale. Domnul Cojoacă este prietenul doamnei Trăilă, invitata noastră de acum 20 de minute. Nu știu al cui prieten e domnul Cojoacă, dar domnul Cojoacă a intrat în povestea asta ca iepurașul din Jobenul Magicianului. Hop, a ieșit Cojoacă și Cojoacă le-a trimis hârtie și le spune ăstora la Ministerul Sănătății: nu reziliați contractul, că nu e prevederile legale, nu vă dau voie. Mai dați-i 15 zile lui Topolinski. Măi, suntem nebuni, oameni, serioși? Adică îi dăm 3 luni, n-a adus o mască, facem un simulacru de licitație și când în sfârșit își iau ăștia curajul în dinți și spun că îi anulează cu aia, vine ăsta și spune: bun, mai dați-i 15 zile. Eu te întreb altceva. Bun, acum tu candidezi, faci un demers din punctul meu de vedere. Dar l-am făcut demersul ăsta cu multe luni înainte. Eu te privesc oarecum cu compasiune. Foarte bine. Pentru că, evident, de ce? Demersul tău nu va fi unul cu succes. Dar o să explică un pic mai încolo de ce nu va fi. Jurnalistică. Vei fi un fost jurnalist care vede din interior cum se întâmplă povestea cu alegeri. Da? Noi stăm pe margine, acum tu ești în interiorul poveștii. Dar te întreb altceva foarte serios. Tu cum o să-ți convingi viitorii alegători sau potențiali alegători să vină să pună ștampila pe tine, nedându-le garanții nici tu și nici guvernul că acest proces electoral de alegere va fi unul ok din punct de vedere sanitar? De ce să vin să tervotez pe tine, Silviu, dacă statul mă pune în pericol? Nu-mi dă măști, nu știu care e procedura, știți, punctul n-am meu de vedere că se cu mult regulile. Înainte să mă gândesc la candidatură. Păi tu o să le spui, când veniți să mă votați! Că fenomenul ăsta, procesul de vot, va naște multe semne de întrebare. Cum se duc ăștia președinții de secții la bolnavii de COVID? Cum îi convingi, cu ce? Că ei au 100 de lei, nu știu câte au, 200 de lei pe ziua de muncă. Pe ăla care ia 102 de lei, îl convinge cineva să se îmbrace în marțian așa cu încă doi după el și să se ducă într-un centru de COVID să ia ștampile, de la toți și să vină cu ele, cu hârtiile? Eu nu știu. Sunt multe lucruri de discutat. Nu e treaba mea să judec pandemia. Acest program social trebuia să fie pus în aplicare la începutul lunii iunie. Și este că 2,3 milioane de români au nevoie de aceste măști, domnule Zamfir. Da, este chiar o lege, domnul Mănăstire, este lege votată în Parlament pe care guvernul trebuia să o aplice de atunci. A făcut parte din pachetul de legi, pachetul pandemie, să numim așa. Nu, a fost o lege pe care Partidul Social Democrat a inițiat-o și a votat-o. Da, deci în perioada de urgență, în perioada pandemiei. Urgență, da. Nu este o inițiativă a guvernului, că nu s-a ocupat de așa ceva. Că mă gândeam la personajul despre care vorbea. Da, dar dumneavoastră, nu vă preocupă subiectul ăsta. N-am văzut un lider PSD care să vorbească despre povestea asta la Ministerul Sănătății, care miroase de la o poștă, ca să fiu elegant. Eu vreau să vă spun ceva și mi-aduc aminte că exact ce spuneți dumneavoastră, întrebările pe care le-ați pus în legătură cu desfășurarea alegerilor, a fost subiectul discuției cu domnul Orban în Parlament. Exact acum 2 săptămâni de zile, noi l-am chemat pe
primul ministru în Parlament să spună exact aceste lucruri. Bun, și avem o procedură? Da. Nu. Acum. Nu. Nu știu, ați auzit-o pe doamna Anisie. Cum se va desfășura procesul de învățământ? Ce se întâmplă? Începem școlile, da? Cum se va Păi se ocupe primăriile. Pepsiglas, doamna Pepsiglas. Că da, pune Pepsiglasuri, am înțeles. Trebuie Dar să cum? Se ocupe primăriile. Așa, e foarte interesant cum guvernul ăsta transferă răspunderea organizării cursurilor unor directori de școli. Dom'le, e alucinant. Adică toată răspunderea, organizarea, achiziția... Așa scrie la lege. Primăriile administrează școlile. Nu, cum? Stați, domnul maestru, nu. Când suntem într-o situație stare de alert, da? Guvernul a instituit niște reguli. Dom'le, tot de la guvern, de la Ministerul Sănătății, trebuie să vină niște reguli clare pe care să le respecte toată lumea. Nu trebuie făcute la nivel național. Nu lăsăm la latitudinea oricărui director de școală din țara asta cum gândește. Bun, că în Constituție scrie că dreptul la vot este asigurat prin Constituție, da? Este un drept fundamental. Problema este următoare. Cum ajungi să votezi în stare de urgență sanitară și situația complicată din punct de vedere sanitar? COVID. Că tu teoretic ai pe hârtie un drept, poți să votezi, dar tehnic, da, nu ți se dă, nu ți se pun la dispoziție condițiile pentru a vota, domnule Evanghel. Deci, eu plec de la început. Nu, aceeași întrebare, că sunteți candidat. O să mergeți, vorbiți cu oamenii pe internet, pe stradă, ăla să spună, maică, nu vin să te votez pentru că mi-e frică. Că iau COVID și mă îmbolnăvesc. Îmbolnăvesc familia pe mine și mi-e frică să vin la vot. Este singură regulă oriunde, fie că în România, fie că în altă țară. Guvernul trebuie să aibă viziune în ansamblu exactă, care să dea niște directive exacte și președinții Consiliului Județene împreună cu primarii să știe exact ceea ce face fiecare. Deci trebuia să existe o viziune care se spunea de aici până aici, până aici, până aici, astea etapele care vi le dăm noi, de aici în jos voi și pur și simplu și o verificare, dacă vreți, bugetar, dacă poți sau nu poți. Să zicem că dumneavoastră, niște... dacă ați fi fost primar în funcție, că ați fost, ați fi dat măști gratuite pentru cei care vin să voteze? Dacă aș fi fost primar în funcție, aș fi făcut o licitație și aș fi dat măști la toți cei care aveam în zona socială, aproape 70% din sector. Când spun zona socială, spun aia cei mai amărâți, inclusiv familie cu 3, 4, 5, 6 copii, unde există în baza de date. Deci aș fi dat în proporție de 70% la toți cei din sector care ar fi necesitat măști și tot ceea ce cuprinde. Pentru că în acest moment partea de sănătate este mai importantă ca orice. Restul sunt povești. Iarbă, gazoane, floricele, prostii și alte lucruri. În primul rând și în primul rând este sănătatea, după care în al doilea rând este educația. Ar fi trebuit de luat calculatoare. Da, dar unii spun că asta este limita electorală. Nu, hai terminăm cu prostiile, cu formulele astea ce spun unii sau alții, nu se mai întâmplă nimic în România. Această mită electorală în ghilimele, numai în România se discută despre ea, aceste lucruri se întâmplă în toate țările civilizate. Domnul președinte Trump, Evanghelie, trimite cecuri, trimite cecuri. Dacă mergeți pe stradă și dați măști și invitați oamenii la vot, s-ar putea să vă facă unii dosar penal pentru daie de mită. Nu e o glumă. Dar și dacă ați fi fost primar și făceați licitația de care vorbiți, riscați același lucru. Ba mai mult, uite că ăștia la guvern să luptă de 3 luni să facă licitația. Nu știu, deci acest tip de licitație cu luni de zile și cu prostii din astea. Nu, zis luni de zile. Există legea achizițiilor publice, procedură foarte clară pentru aceste probleme și era cu condiții foarte clare în cât timp trebuie să aducă. În 10 zile să aducă. Păi în 10 zile, dar problema e când pui în caietul de sarcini timpul ca fiind un element extrem de important, iar ăla îți bagă în ridicol 7 zile să-ți aducă 115 milioane, lucru imposibil și pe care l-au spus toți. Dacă și după aia te pierzi în proceduri și normal că lumea te contestă. Deci dacă te pierzi în proceduri și dacă, să zicem, s-a dus în ridicol, să presupunem, a vrut să pună cele 7 zile, dacă nu s-a confirmat, a anulat și făcut toată o licitație corectă și cu cap ar fi fost în felul următor. Eu guvern în cât timp am nevoie? În 30 de zile. Licitația era extrem de simplă. 30 de zile cine le aduce, prețul cel mai mic. Caracteristicile astea. În cât timp le aduci? Le aduci în 30 de zile, le aduc. Cât îmi dai pe ele? 10 bani. Asta în cât le aduci? 15 bani. Nu garantează că alte firme n-ar fi contestat chiar procedura asta pe 30 de zile. Dar este extrem de simplu. Sunt unii care contestă din principiu. Sunt contestatari de serviciu. Domne, caietul de sarcini nu poate fi contestat. Ca să ne lămurim că contestația în sine se denaturează.
Deci instituția, guvernul României sau instituția, orice instituție de stat are posibilitatea să facă un caiet de sarcini sănătos, să-l pună în aplicare și în baza caietului de sarcini nici nu mai contează. Până la urmă, hai să ne lămurim. Este o problemă vitală pentru sănătatea oamenilor. Acele instituții sunt instituțiile statului, guvernului român. Păi ce, ne mai muțărim? Păi sunt liberali oamenii unde să contestă aceste instituții. Dacă vreau și într-adevăr vreau să rezolve, se rezolvau până acum. Ceva din mie îmi spune altceva. Mie îmi spune că omul n-a putut să le aducă și atunci este o tărăgăneală din asta pe hârtie și stăm să ne amețim. Încă o dată. Nu, Vanghelie. Dacă nu le-a putut aduce, rezilai procedura și... Păi nu s-a vrut rezilierea, asta e problema. A, înseamnă că... Păi Silviu, hai să spunem bomba, acolo, că am spus, exact. Am explicat. Hai să spunem bomba. Dacă azi statul român reziliază contractul și face în regim de urgență altă licitație, economisește niște milioane de euro, dacă nu zeci de milioane. Exact. Fiindcă prețul măștilor acum 4 luni era undeva sus, acum prețul măștilor e jos, că e inflație deja pe piață, au adus toți. Exact. Nu vor să anuleze contractul. Deci, practic, noi facem ei vor să le ia la banii aia, scump. Bun, tu ești ca om fost jurnalist, ești un om de dreapta, evident. Nu am ascuns niciodată că și atunci ai ideea, statul este obligat moral să pună la dispoziție măști gratuite ca să asigure procesul electoral sau fiecare trebuie să se descurce? Cred, dragă Silviu. Mă, vrei să votezi? Du-te și cumpără. Cred, dragă Silviu, că având în vedere, având în vedere că nu România, ci planeta s-a confruntat și se confruntă cu ceva complet inedit, ceva nemai văzut, nu mai putem juca în ideea asta de e de stânga, e de dreapta. E ceva nou, e o nenorocire planetară și trebuie gestionată cum trebuie. Dar trebuie gestionată. Noi nu gestionăm nimic. De 4 luni nu poți să le dai nici că le dai că ești de stânga sau ești de dreapta. Nu le dai nimic. Le dai, le vizi niște vise unora, părora le spui că o să vină măștile, iar tu stat bleg, că altfel nu poți să te numesc, ai ajuns în situația în care, nefăcând licitația la timp, să plătești azi de 4-5 milioane de euro în plus pentru o prostie. De ce nu anulează? Nu, de ce nu prostie, pun? Nu, prostie, domnule. Nu, prostie. Păi am spus că e o prostie în modul în care s-a făcut licitația. Ceva, dar păi, nu se dorește să fie anulată pentru simplu motiv că dacă am luat domnul Mănăstire, astăzi prețul acelor măști pe care le aduce domnul Topolinski e 50% la jumătate. Păi și nu era bine? Păi era foarte bine. Era economia la bugetul statului. Deci încă un motiv ca să revenim la subiectul zilei de astăzi. De ce trebuie această moțiune să treacă și acest guvern să plece? Nu. Bun, asta e declarație politică. Eu vă întreb altceva. Dumneavoastră la PSD aveți... Ăsta e tun. Bun. Dumneavoastră la PSD aveți o procedură sau un plan cum ar trebui să se desfășoare alegerile ca să fie lumea protejată din punct de vedere sanitar? Ok, guvernul a livrat un manual, un manual de instrucțiuni. Dumneavoastră ce proiect aveți? Cum trebuie să se desfășoare votul? Proiectul de organizare alegerilor. Păi nu organizăm alegerile acum, știți? Ne cereți să facem noi ce nu fac dar alții. Livrați un material celor de la guvern, domnule, așa trebuie să faceți, da? Cumpărați măștile, respectați distanța, faceți procedura următoare, da? Sigur că lucrurile astea sunt ușor de făcut dacă le fac niște oameni care înțeleg și o fac cu bună credință. Numai că nu e nimic cu bună credință aici. Licitația asta, că vorbim despre e cu bună credință? Vă mai aduc aminte de prima licitație. Știți că, apropo de garanția pe care trebuie să o depună, vă aduceți aminte firma din Giurgiu cu un singur angajat, cafenea, o cafenea care a cumpărat măști de 10 milioane la preț de 100 de ori față de prețul pieței? Despre ce vorbim? Iată de ce, încă o dată, și nu e declarație politică deloc, o fac, dacă vreți, da, pierdem jumătate de emisiune să vă înșir toate tunurile pe care oamenii ăștia le-au dat repet, au folosit pandemia. Dumneavoastră vreți să aduceți oamenii la vot? Presupun că da. Sigur că da. Ce le spuneți? Domnule, veniți la vot că totul e în regulă. Dumneavoastră știți că acest guvern nu a făcut toate lucrurile. Dacă vă chemați oamenii la vot dumneavoastră de la PSD, știind că guvernul nu are condițiile bune puse la discuție, pe atunci ai chemat sau nu chemați la vot? Nici nu am spus asta. Tocmai din acest motiv am solicitat acum 2 săptămâni să vină primul ministru în Parlament să spună cum pregătește alegerile, cum pregătește începerea școlilor. Asta ține de guvern. Se pot, domnule, organiza alegeri în condiții sigure? Se pot organiza? Uitați, vorbeați de cei cu COVID. Asta deja vă faceți campanie. Toți colegii dumneavoastră de la PSD vă faceți campanie. Bucureștiul este plin de panouri, doamnei Firea. Sunteți în campanie.
eu nu candidez. Dumneavoastră, colegii dumneavoastră, partidul pe care le reprezentați, da? Sunteți în campanie. Deci dumneavoastră vă chemați oamenii la vot știind că acest guvern nu are puse la dispoziție toate condițiile. Suntem în campanie cu toții. Sigur, însă dincolo de campania în care suntem, dacă jucăm pandemia, dacă jucăm coronavirusul în note de campanie, note electorale, ne norocim o țară și n-ajungem nicăieri. Asta e problema. Dane, te rog frumos, da. Nu ți-ai chema fanii, susținătorii, prietenii care ar vrea să te voteze știind da, că și dacă aș fi și în guvern, dacă aș fi în guvern, le-aș adică pune la dispoziție la toate condițiile. Că pot să se da, îmbolnăvească? Da, i-aș îndemna, tocmai asta le spun, dacă stau în casă, ne nenorocim noi, electoral, pentru că asta vor unii. Unii vor ca noi să stăm în casă. Poate n-ai fost atât. Ba da, am fost foarte atent și spun soluții. Prietenii. Da, să voteze știind că acest guvern nu pune la dispoziție condiții sanitare. Da, pentru că îi chem responsabil. O să-i chem responsabil. Nu o să mă vezi. Păi în primul rând, domnul Zafir, haideți să vă spun. În primul rând o să-i chem responsabil arătându-le că eu port mască să facă și ei asta. Pentru că dacă o să fac ca domnul ăsta, acum Mitică Buzatu, care spune că cine crede în pandemie e prost, sau dacă o să fac ca domnii aia de la șaurmerie care au zis dă-o încolo de mască că noi suntem parlamentari jmeche, sau pe chermeza domnului Orban, bravo, sunt perfect de acord cu asta. Dacă o să fac ca toți ăștia, atunci se numește că nu voi fi responsabil. Păi cum să nu? Săptămâna viitoare... Nu simpla purtarea măștii înseamnă siguranța procesului de vot. Dacă nu, dacă o sfidăm pe asta... Cine dezinfectează ștampila? Domnul Zafir, de aici a pornit discuția noastră, că avem o licitație care nu se întâmplă și niște oameni nu pot purta măști că sunt săraci și nu le dă nimeni asta. Păi să rămânem în nota asta atunci. Deci masca aia e bună la ceva. Dar organizarea legilor nu stă numai într-o mască. Mai sunt o grămadă. Se pot găsi soluții alternative. Nu știu, scoți secțiile afară, să stea oamenii la coadă în aer liber, mă gândesc. În corturi, habar n-am. Săptămâna viitoare, Dan Bucura, domnul Evanghelie, domnule Zanfir, veți citi acest ghid. L-a anunțat astăzi premierul. Toată lumea l-așteaptă pentru a vedea cum se vor desfășura în siguranță alegerile. Haideți să vedem declarațiile. Am discutat în detaliu amănunte legate de regulile care trebuie impuse pe perioada campaniei electorale, de asemenea regulile privitoare la constituirea birourilor electorale, a secțiilor de votare, modul de funcționare a birourilor electorale, ale secțiilor de votare, modul de organizare a votului, astfel încât să se asigure păstrarea unei distanțe fizice. De asemenea, am discutat de detalii legate de regulile care trebuie instituite pentru asigurarea dreptului de vot a cetățenilor români care nu se pot deplasa, care fie sunt în situația de a fi imobilizați dintr-o cauză medicală la domiciliu, fie sunt infectați cu coronavirus, sunt tratați fie în spital, fie la domiciliu. Premierul Ludovic Orban a anunțat că ghidul pentru desfășurarea alegerilor va ajunge la toate partidele politice, astfel încât săptămâna viitoare se poate fi adoptat. Urmează să fie finalizat draftul de ordin comun al Ministerului Sănătății, Ministerului de Interne și Autorității Electorale Permanente. Îl voi trimite spre consultare către liderii celorlalte formațiuni politice și ne dorim la începutul săptămânii viitoare să-l adoptăm sub formă de ordin comun. Una dintre măsurile luate de guvern este împărțirea gratuită a măștilor de protecție pentru cei care vin la secțiile de votare. Foarte mulți o să vină cu mască de acasă. Vor fi asigurate măști pentru acei cetățeni care nu au masca la ei și li se va pune la dispoziție masca și substanțele dezinfectante pe perioada exercitării dreptului de vot, deoarece dreptul de vot se exercită în spații închise, în spațiile în care sunt organizate secțiile de votare. Da, nu e foarte clar. O să vedeți niște imagini. Așa arată o sală de clasă cu plexiglas, ca să o citesc pe Monica Anisie, profesoară de limba română, de altfel. Deci, practic, fiecare elev va fi înconjurat de plexiglas. Poate că așa va arăta și secția de votare, nu? Pentru că dacă mergem pe logica asta, fiecare reprezentant, fiecare observator va trebui să fie băgat într-o cușcă de asta, nu? Ca să nu interacționeze. De ce dați din cap, domnule Zanfir? Pe niște oameni care stau 12 ore, categoric, da, unii lângă alții la o jumătate de metru, evident că există risc de bolnăvire. Și atunci trebuie să-i băgăm în plexiglas.
Sigur, nu? Cum zice doamna, de ce ne dezolvă Anghele? Nu știu, dezinfectăm sau nu ștampila după ce votează cineva cu ea? Se dezinfectează? Păi da. Dar pe ăla, cum să spun, îl băgăm în Pepsiglas sau nu? Păi omul în Pepsiglas o fi secția de votare. Nu știu. Silvia, realitatea acestei... Nu, vedem într-o săptămână sentare. Nu, eu n-am nicio certitudine. Deci îl băgăm în Dulăpior, n-am bucurat. Deci, ca să înțeleagă, cei care ați fost la vot, da, intrați într-o sală de sport, la masa aia înșiruită, sunt vreo 10 persoane. De la partidul ăla sunt observatorii. Ăia stau cot la cot. Nu în toate săile poți să îi pui din 2 în 2 metri, da? Și nu toate secțiile de votare sunt sale de sport, atenție! Exact, evident, realitatea este următoarea, că procesul se poate realiza din punct de vedere sanitar, dar mult, mult mai lent. Că apar aceste elemente. Una e să vii cu ștampila ăla și iau următorul și alta e, vine ștampila ăla cu mânuși, cu nu știu ce, ia ștampila, o dezinfectează, o pune, aștepți o secundă, da, două, că nu e udă de dezinfectare. Deci e mult mai lent procesul. Da. Dar sunt și niște elemente tehnice pe care eu le-am cerut ai aici la tine. Ai ajuns la cuiul pe Pelea, da, știi ce se va întâmpla, Dan? Pentru că acest proces oamenii va fi pleca lent, vor, de ce oamenii să stau vor la veni, oră, se vor uita și vor zice... o dată, două teorii. Da. Ce faci cu cei care, da, rămân și, în afara și secției este de votare după ora 21? Este practic o obstrucționare. Eu nu mă feresc să spun ce spuneam acum câteva săptămâni când nu eram candidat. Am spus-o aici. Este o situație în care, sub o formă sau alta, se obstrucționează un drept constituțional. Ei. Dacă te uiți de 7 ori și vezi coadă și tu îți dai seama că te expui la niște riscuri, nu te mai duci, evident. Da. Dar sunt chestiuni tehnice cu asta, e important să o spunem. Silviu, la intrarea în secție trebuie să porți mască, pentru că nu e în afară. Okay. Există, măcar pentru cei care prezintă buletinul, o minimă șansă de recunoaștere, trebuie să-ți dai masca jos, fiindcă altfel eu pot să iau buletinul domnului Zamfir, că poate zi se pare că semănăm, bine, mă vopsesc eu la păr sau dânsul și votăm. Ăla cu mască pe ochi până aici nu o să ne recunoască. Eu vă întreb, în fața celui de la STS, că ei are fac recunoașterea. Știi că, eu vă spun, în fața celor de la STS care fac recunoaștere, o să-și dea 1000, 100, 1000, 10.000 de oameni masca jos? Ai auzit de Samsai de buletine? Prin 2008 erau niște băieți care dădeau niște bani, ia închiriază tu mie buletinul în ziua electorală pentru câteva ore. Și luau așa câte o plasă de buletine, pac, pac, și votau în locul ăla. Secții trebuie testați, domnul Mănăstire. Toți membrii secțiilor de votare. Asta e evident. Toți trebuie testați. Cât sunt la nivel național? Păi cât sunt? Sunt, gândiți-vă, aproape 20.000. 11, cam 10, 11, nu, domnul Vanghelie, în fiecare secție, ori 20. Dar vreau să vă zic un singur lucru. În primul rând și în primul rând, nu guvernul se ocupă de alegeri, se ocupă primarii. Problema e că ei nu au făcut până acum procedurile pe care să le înțeleagă primarii și vor ajunge în timp foarte scurt. Ei nu trebuiau în primul rând să facă niște proceduri. Niciodată, am fost 15 ani primar, niciodată nu s-a ocupat guvernul. Luam legea, luam procedurile și trebuia să le pun în aplicare. Se ocupă președinții Consiliului Județene, primarii. Deci ei n-au nicio treabă decât să creeze niște proceduri. Trebuie să creeze acele proceduri de sus până jos, complementar cu normele sanitare care sunt datorită COVID-ului. Deci nici măcar nu e o mare... Doi, din punctul meu de vedere, cred că discutăm de aceasta, nu știu, domnul Orban are o chestie să crede și consideră că dânsul este patronul României. Discută, acum vin calculatoare... Oameni buni, unele primării au rezolvat cu calculatoare, unele primării vor rezolva cu calculatoare, care sunt în stare, care știu și pot, care nu te să plece acasă primarii. Ca să vorbim foarte clar. Încă o dată, deci sunt lucruri care guvernul trebuia decât să aibă o viziune în ansamblu, să spună 1, 2, 3, să creeze formula legală și să-i dea drumul. Era... Deci admitem toți de la această masă că aceste alegeri nu vor fi unele normale. Da, vor fi alegeri complicate din punct de vedere al procedurilor, da, criza sanitară. O să vedeți că de ce părți, nu au decis să facă două părți, zile de alegeri? În unele de părți, exemplu, cum este ideea asta? S-ar putea în unele părți, cer scuze, în unele părți unde vor fi oameni în administrație, gospodari, o să vedeți că o să funcționeze și în unele părți nu să funcționeze. O să vedeți o anomalie. Eu îți spun de ce n-au decis să facă două zile. O să se supere politicienii pe mine, avem aici doi în studio, dar asta e realitatea. Pentru că partidele importante, partidele mari, au nuclee
electorale, alea pe care le aduc rapid la vot, alea vin că sunt trimise la vot. Oamenii indeciși, oamenii care ar vota un independent, oamenii care nu-și găsesc încă opțiunea electorală și o caută, sunt un om cu viziune de dreapta, dar independent, domnul Vanghele. Erați PNL până acum. Cum să fiu PNL? Ați vrut să candidați PNL. Domnul Vanghele, glumiți? Acum 4 ani eram dat, acum 4 ani eram dat că candidez la PSD, acum 8 ani candidam la PDL când era la PDL-ul, acum candidez la PNL. Eu am făcut un contract cu oamenii, un contract verbal în care le-am spus fără politică, fără politicieni, sunt independenți, ce tot dați cu dreapta. Nu, să fiu cu dreapta. Păi și dacă sunt de dreapta și dar nu vedeți ce spun, dar nu vedeți ce spun celor din dreapta că greșesc când greșesc? Ok, dar păi vă spun și celor din stânga același lucru. Ok. Când greșiți, n-am nicio problemă. Nu știu unde vreți să luați. Păi, nu stați puțin. Faceți o confuzie între o convingere umană. Un om poate avea o gândire de stânga sau de dreapta și poziționarea unui om pe scena politică, pe chișier, care poate fi în stânga sau în dreapta. Nu poate să aibă niște formule care să fie. Deci una este nu, eu vă spun. Deci oamenii pot avea păreri, pot avea convingeri de stânga sau de dreapta, dar nu sunt în politică stânga sau în dreapta. E o diferență. Eu sunt un om de dreapta în sensul în care încurajez capitalul privat, încurajez investițiile, încurajez într-o măsură... Pe useriști încurajați? Acum mă provocați, uite, dacă îmi dați un minut, o să vă spun că nu îi încurajez, dar aici vreau să ajungeți, da, nu îi încurajez după ce am văzut că am trăit pe mâna lor cea mai mare mizerie din ultimii 23 de ani de când fac presă. Că acum câteva luni și acum câțiva ani... I-am lăudat, da, acum 4 ani de zile, domnul Vanghele, asta e realitatea, mi-am pus speranțele în ei și am susținut, inclusiv la noastră la primărie, când ați candidat acum 4 ani, eu am susținut zona ailaltă acolo, a USR, a Dreptei, n-a fost să fie. Acum 2 zile însă am trăit decepția vieții mele, când m-am trezit cu candidatura depusă, cu candidatura validată, dragă Silviu, de birou electoral de sector, în care, cum bine știe lumea, e un procuror care îți dă validarea, pe lângă cei din comisie, deci un procuror, ăștia toți mă validează și mă trezesc contestat la tribunal cu dosarul meu de un cetățean indignat. Acum, ca jurnalist de investigații, vă dați seama că nu mi-a luat prea mult să văd cine e cetățeanul indignat. E membru USR Sector 1. Acum, dacă îmi spuneți că nu știe doamna Clotilde Arman, contracandidata mea, căreia vreau să-i propun în funcția de viceprimar după ce o să-i bat de o să-i usuc și ziceam că poate fi un viceprimar bun, când i-am văzut cu ce golănii umblă, îți spun că nimeni... Asta e gluma serii. Păi cum să fie gluma serii? Doamna are 20.000 de euro la Bruxelles, cum să vină viceprimar? Păi dacă vrea să muncească, că mergem să muncim acolo, ne suflecăm mânecile, lăsăm graseatul, lăsăm 25.000 la Bruxelles. Dar 50.000 încasează la Bechel. Nu, eu asta vă spun. Haideți să vă spun următorul, ca să termin. Vă spun ca să termin. De milioane. Deci, acest tânăr revoltat de candidatura mea, membru la USR Sector 1, îmi scrie în contestație următoarele. Că are suspiciuni rezonabile că o parte semnificativă a semnăturilor mele sunt false. De două zile stau zile bătute pe muchie, stau în judecătoria sectorul 1, unde nici nu poți să intri, stai la ușe ca așa e, se intră doi în unul de doi. Stau acolo la ușe ca să-i demonstrez acestui individ că am toate semnăturile perfect legale. Și s-ai falsificat astăzi am primit că asta este vestea bună. Am avut dosar, dragă Siliu. Da? Și acum câteva ore mi-a dat judecătorul de cu ciocănelul, deci pe lângă procuror îmi zice și un judecător că am toate semnăturile 1900 bune și că doar 21, nu că-s false sau au ceva, au probleme de redactare în linie, în sensul că la unul lipsea la buletin, de exemplu, aveau doar 5 cifre, nu 6, probabil când am completat acolo, la altul era scris ro în loc de română la cetățenie, adică niște mizerii pe românește. Și eu vă întreb, cu ăștia pe care am... Acolo, n-am înțeles cum sună. Nu ați înțeles, ați auzit foarte bine, că știu ce vreți să zicei. Omul are suspiciuni rezonabile că o parte semnificată... Păi, ăștia-i susținează vreastră, domnule. Da, și un om trebuie să recunoască. Știți ce, acum vă bucura că tot sunteți jurnalist de investigații. Uite, poate. Dar așa, de ce ești așa de revoltat? Că ai câștigat. Păi am câștigat. Adevărul e că am cea mai beton jurnalistic, cea mai beton candidatură de la sectorul 1. Că pe toți i-a validat doar biroul electoral cu procurorul, pe mine m-a validat și judecătorul că au stat azi toată ziua să ia la roz listele. Știți că au zis că îl contestă pe primarul de la sectorul 1, pe Tudorache. Altul pe care o să-l spulber în alegeri, de nu o să mai știe de el. I-au zis că îl contestă, scriau pe Facebook.
Facebook, îl contestăm pe Tudorache. Am fost astăzi, la ieri de fapt, că am fost și el la instanță și era doar pe numele meu. Deci au zis pe Facebook că îl contestă pe Tudorache, dar l-au contestat pe Bucura faptic la instanță. Deci eu eram contestată la nu. Eu am astăzi cea mai beton candidatură, că numai pe mine m-a trecut prin filtrul. Eu acum mă bag și eu în discuția asta cu... Bine că nu aveți cu semnăturile. Păi... N-avem, nu. Demersul ăsta jurnalistii, poate așa reușiți să scoateți la iveală această practică pe care o folosești și de la USR, cu contestările pe suspiciune rezonabile și uite așa poate aflăm ceea ce s-a scris. Nu o să intru, în această logică, doar atât vreau să spun. Păi, și vă las după aia. Nu o să intru în logica asta pentru că eu cred că la USR există și oameni de calitate. Nu vreau să generalizez, să zic USR-ul, nu, discutați generalist. Nu generalist. Deci eu am o problemă cu acești... V-am numit ceva concret. Am citit și eu în presă și se vorbește foarte mult în mediul de afaceri în București despre această practică al Unicușor Dan de a contesta diverse puzuri, diverse investiții ca ulterior să se ajungă la o înțelegere. Aveți probe pentru asta? Am văzut foarte multe, da, am trebuie și să-mi citați și să-mi dați probe pentru CNA și pentru... Da, și pentru CNA. Trebuie să dați probe, domnul Zanfirea, de echilibru discuției. Categorii. Eu ce aud din campania asta? Vă spun așa. Consilierii PMP au votat cu PSD, consilierii USR s-au dat cu PNL. Da. Uite, probe. Așa, n-am știut că discutăm subiectul ăsta, nu este, n-am inventat eu această chestiune, s-a scris mult în presă despre acest lucru, despre felul în care se contestă anumite puzuri de către domnul Nicușor Dan. Ulterior, această situație se rezolvă. Am auzit discuții că contestă că este respectiva investiție pe culoarul de zbor. Că se contestă multe, vă confirm și eu. Are multe contestații. Și după ani de zile de... Ia, problema următoare. Acum... Acum nu înțelegeți ceva. Dumneavoastră nu înțelegeți că omul e ecologist. Păi, poți să fii ecologist, dar să spese de cocori, dar oamenii aia, de exemplu, au investit sau au credite la bancă, le ține cineva blocată investiția 3 ani de zile și după aia constați că n-ai avut dreptate. Nu cred că e în regulă ce se întâmplă. Adică... Da, dumneavoastră nu înțelegeți cum e ecologic. Da, Bucura, păi, nu poți să-i dai în judecată pentru denunț calomnios? Păi îl dau pe un cetățean de la sector, îi spun și numele, că nu mată, adică el mi-a făcut publiciune, Alexandru Militescu ăsta. Și ce o să fac? Îl pun să ce? Să-mi plătească avocatul? Da, am avut o avocată, o să o plătesc pentru două zile. Eu n-a fost că, o avere. Cred că formula n-a asta fost la o avere. Direcția Națională Anticorupție de suspiciune rezonabilă, văd că e plecată la USR. Păi da, dar ce facem când îmi dă judecătorul cu ciocanul și zice că suspiciunea lui rezonabilă? Zile, când oamenii au fost arestați pe suspiciuni rezonabile, i-a dat la televizor și le dădeați dreptate și aplaudați. Da, da, când din aia cu suspiciuni rezonabile, mulți s-au dus la pușcărie. Da, da, păi, domnul Mazăre, de exemplu, face pușcărie pe definitivă și revocabilă sentință, nu pe suspiciune rezonabilă. Dacă vi se va domnul Dragnea face pușcărie pe definitiv și când revocabilă. Când veți ajunge vreodată, Doamne ferește, și nu vă doresc să veți ajunge să faceți pe suspiciune rezonabilă când un austeren îi place dumneavoastră sau un domnului Coltea, o să vedeți atunci că vă reveniți exact cum faceți acum. Pe și mine... vă dau un singur exemplu, nu sunt fanul domnului Mazăre. Dar vă dau un singur exemplu. Întâmplarea face că am citit dosarul și vă spun... Și eu, culmea. Și vă spun, de neau s-o autosesizează că e prețul mare la salubrizare. Haideți, domne, suntem... A, ziceți de dosarul Polaris, credeam că vorbim de ăla cu terenurile în care au împărțit hălci din Mamaia. Domnule, nu mă luați că... Dau doctoratul Mazăre acum. Am ajuns la Mazăre, o concluzie a discuției, pentru că discuția era despre alegeri, despre măsurile sanitare și în ce măsură aceste alegeri, repet și nu folosesc cuvinte mari, aceste alegeri care bat la ușă și locale, dar și parlamentare, vor fi în esență legitime. Și din punct de vedere al prezenței, al legitimității democratice și din punct de vedere al dreptului, da, și al accesului cetățenilor la actul democratic al votului. Pentru că dacă prezența este mică, dacă se va ajunge ca oameni care vor să voteze, nu vor putea vota din motive că va fi aglomerație la urne, că se vor respecta măsurile, vor fi cozi, nu vor putea intra în secție de votare pentru că nu vor avea măști, în ce măsură tot acest proces electoral va fi un democratic, în adevăratul sens al cuvântului? Și în ce măsură va fi respectată democrația până la urmă, domnule Zanfir? Sigur, da, alegeri în pandemie. Este ceva nou pentru democrația noastră. Da? Atât mai mult lucrurile astea trebuie pregătite. Auzind de la domnul Orban că săptămâna viitoare va prezenta un ghid. Nu știm, nu cu toți, că vă întrebați pe mine, dom'le, voi ce faceți? Dom'le, nu guvernăm noi, guvernează domnul Orban care ne va prezenta un ghid.
mai sunt câteva săptămâni, 3 săptămâni, nu până încep școlile și noi nu știm cum se va desfășura procesul de învățământ. Păi nu știu, eu mă gândesc cu groază, sincer. Păi n-ați vedere... văzut că le bagă Pepsi glas? Deci le bagă, domnule, stați puțin, le bagă Pepsi glas. Ce fac, domnule, în pauze? Cum, domnule? Pe mine mă ia groază. Stau în țară, nu știu ce că... să zic. Da, glumesc și eu. Glumesc amar, un evident. Un om absolut submediocru, adică dincolo de, de dificultăți de exprimare, calitățile de manager. Este emotiv, Anisie, uitați, găsesc eu. Este... Este emotiv. O apărare. Am înțeles. Este deci emotivă. Chiar este o persoană emotivă. 10% prezență, ăla de fapt a luat 2-3% din voturile comunității. Ai, nu e de mai democrație, da? Ai, nu ai nicio legătură cu un stat de drept. Sigur da? Că da. Când îl aveți pe domnul Orban în studio, chiar vă rog să-i puneți această întrebare, pentru că domnia sa organizează alegerile, da? Și domnia sa gândește felul în care să rezolve aceste chestiuni. Eu am un mare problemă înainte de alegeri. Vă rog să mă credeți. Eu suspectez, repet, ca pe finalul intervenției, eu suspectez că toate partidele mari din România, partidele importante, da, nu ne-au făcut neapărat o teorie a conspirației sau s-au înțeles. Toate partidele mari din România nu sunt interesate ca prezența la vot, la locale să fie una mare și ca acest exercițiu democratic să fie unul legitim, da? Eu asta cred. Toată lumea este interesată să vină armata lui la vot, aia mică, puțină, să-și bifeze aleșii, da, să câștige alegerile și după aceea nu mai contează. Pauză comercială și revenim în dezbatere, discutăm despre moțiunea de cenzură, scandalul continuă, evident sunt suspiciuni că cei de la PSD se fac că vor depune această moțiune de rezonabile, că vor cu adevărat să treacă această moțiune de cenzură ca să fiu explicit. Pauză și revenim.